Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. În urmă cu câteva luni, Carmen de la Sălciu a fost cerută în căsătorie de Marian Corcheș în Dubai, iar cântăreața a spus marele da. La mijlocul lunii septembrie, aceștia s-au căsătorit religios, însă nu au făcut niciun anunț cu privire la acest eveniment, dorindu-și să se ferească de energia negativă din mediul online. Acum cei doi s-au decis cu privire la perioada în care vor organiza petrecerea de nuntă, artista susținând că își dorește o petrecere grandioasă. După ce și-a încărcat bateriile în Punta Cana, interpreta de muzică ușoară este pregătită să pună la punct planurile pentru petrecerea de nuntă. Dacă cununia religioasă a avut loc în mare secret, petrecerea va fi una cu fast, se va întâmpla la anul și nunta mare. O să facem în 2023, cel mai probabil în timpul săptămânii. Noi, artiștii, avem multe evenimente în weekenduri și mai mult ca sigur vom organiza petrecerea de nuntă în așa fel încât să nu-mi încurce spectacolele pe care le voi avea de susținut. A declarat Carmen, cât despre luna de miere, aceasta a adăugat, mi-am încărcat bateriile în Punta Cana. M-au impresionat plajele foarte curate. Totul a fost foarte frumos, în general. Mie îmi plac oricum peisajele exotice, destinațiile exotice, în urma scandalului cu familia Sterp, artista a susținut că o mare parte dintre declarațiile care se fac despre ea sunt minciuni. Aceasta s-a arătat deranjată de faptul că în acest conflict a fost implicată și familia ei. Am aflat ce s-a spus. Crede-mă, sunt deja sătulă până peste cap de declarațiile pe care le face. Cele mai multe sunt minciuni. Că se spun despre mine lucruri, sunt deja obișnuită. Dar eu am o mamă, am o soră, după cum știți, mama și sora mea nu sunt dornice de faimă, nu au dat niciodată declarații defăimătoare la adresa lor. Vreau să nu mai pomenească nimeni despre familia mea. E foarte deranjant pentru și pentru ele. Sunt efectiv sătulă până peste cap. A spus Carmen. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.